La maestrul Benone Sinelescu și nu oriunde, ci chiar iată în dormitorul matrimonial pe care îl împarte de peste 30 de ani cu o singură femeie. Dreptul. Mulțumesc că recunosc. Deci eu sunt a doua femeie care intră aici, în acest dormitor? Cred că după nevastă mea prima. Cum e în lumea artistică să-ți găsești jumătatea, cum se spune, să fii fidel unei alte persoane? Am umblat și eu cam mult până am găsit-o și cred că sacul cu peticul s-a găsit. Că avem aceleași apucături, unele mai bune, unele mai puțin bune, și aceleași lucruri de vârf. V-ați retras aici la țară, într-un colțișor de lume. Ai zis că îți place colțișorul ăsta. Îmi place, e foarte frumos. Da? Parcă am intrat așa în rai. Vă mai aduceți aminte cum ați început să cântați, domnul Benone? Da, sincer să fiu, îmi plăcea să fiu foarte sus când cânt, să fiu auzit. Apucătură de copil. Și mă suiam într-un măr al bunicului meu, acum nu mai e, că a fost mai bătrân ca mine, și cântam și toată lumea zicea, ia uzi, ăsta e băiatul lui Luca. Luca fiind tatăl meu, avea nume sfânt. Dar cred că a și fost un sfânt, că a fost un om exemplu. Când a murit tatăl meu, mai divagăm puțin, un kilometru de lume a fost pe șosea. Pe cine moșteniți? Pe mama sau pe tata? Pe tata. Dar muzicală e și mama, dar mama nu se poate produce vocal, pentru că nu au ajutat curzile vocale, dar ureche muzicală avea. V-au sprijinit părinții, bunicii, familia în cariera muzicală? V-au îndemnat să cântați? Nu. Nu? Nu. De ce? Ce crezi că își doreau ei? Ce își doreau? Ce, în primul nepot al nostru, o leacă de fandoseală aveau și ei, zice, îl facem doctor. N-a reușit, așa că am reușit tot eu cu gândurile mele, cu am avut noroc că bunicii avea și radio pe atunci, radio. Da. Că n-avea, cine avea radio era, tu n-ai apucat că ești tânără. Dar eu știu ce însemna. Mi-am făcut la un moment dat aparat de radio cu galenă. Și auzeam aici, da. Bun, și prima dată când ați cântat, nu știu, în fața oamenilor, a fost la școală, a fost pe o scenă? Ah, da. Știu unde cine vrei. Cine v-a remarcat? Știu unde vrei să bat. Da. Eu, la noi în sat nu era ciclu 2 pe timpul ăla. Ciclu 2 era o trecere până în liceu, cumva. Și m-am dus la Pleșcoi. Și m-a descoperit profesorul de muzică că eu știu să cânt și am și ritm și aș putea fi și dirijorul corului, că avea un cor de copii. Eram și solist și dirijor. Wow! Deci, da, băiat, domnule, între... Și să-ți ne fac o demonstrație. Aici eram publicul, da. În față public, în spate corul. Da. Și dirijam. Eroul cea paie trecea prin Ural, tra la 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 la. Mă întorceam că mă eram în caragios, mi-am dat seama că eram caragios, dar îmi plăcea ce făceam, știi? Eram necopt. Și după aceea ce ați făcut? V-ați dus la școala de muzică? Am făcut liceu în Buzău și după aceea m-am dus la București, era școala specială de muzică, se numea. Conservator, de fapt. Aveam aceiași profesori care erau acolo și dincolo și când am văzut că merge bine, că am făcut primele înregistrări, printr-o întâmplare, că eu făceam canto clasic. Și a venit o delegație, mi-aduc aminte câte ori trei, din Iugoslavia, să vadă cum merge un curs de canto clasic în România, în București, da. Și profesoara mea, Dumnezeu să o odihnească, că nu mai trăiește, zice, blondul de acolo, zice, știe niște cântece populare foarte frumoase și nouă ne plac și le mai ascultăm din când în când. M-a pus să cânt. Mi-a propus cântă ceva. Dar era și președintele radiodifuziunii române. Era cu delegația aia. Și am avut o reușită de plină. O întâmplare, că putea să... Să nu fie acolo. Și când eu mi-aduc aminte, la lenuța sub cerdac, frumos crești un liliac, măi, liliac mare bătut, din inima mea e rupt, măi, nu știu ce. M-au zis, le-a plăcut foarte mult
În trei zile m-a programat, că era foarte greu treceai la radio, ca să ajungi să cânți la radio pe timpurile alea, nu că acum dai acolo, tata are fabrică, nu știu ce, mă face cântăreață și mă face cântăreață. Acolo e greu. Dar în trei zile am fost programat. Am făcut primele înregistrări și am și acolo niște amintiri extraordinare. Nu știam ce-i cu mine, că am început să fiu solicitat să cânt. Ce dracu fie ăla să mă solicite cu primele mele apariții publice. Am fost la niște nunți, la niște chestii de-astea. Eu și Zamfir, Gheorghe Zamfir, prietenul meu. El, când unde l-ați cunoscut pe Gheorghe Zamfir? Poftim? Unde l-ați cunoscut pe Gheorghe Zamfir? Am fost colegi. Ați fost colegi? Sigur că da. Și eu, el cu acordeonul, eu cu gura. Dar pe mine mă vroia și eu îl luam și pe el. Ați început să fiți remarcați? Și am început să câștig și niște bani. Și i-am cumpărat lui Zamfir prima lui pălărie, eu i-am cumpărat. Din banii câștigați. Și după un timp o pierde. Aolo, ce nenorocire că și-a pierdut pălăria. Nu, băi, am cumpărat alta. Păi și ce făceați cu banii pe care îi câștigați? În afară de pălăria lui Zamfir. La părinți nu le dădeam. Părinților nu le dădeam pentru că ei aveau ce le trebuie. După aia le dădeam când au crescut cota. Era bine să ai un ban și când eram mai mititel, așa, 17-18 ani. Deci înseamnă că n-am avut tinerețe grea. Prima dragoste tot atunci ați întâlnit-o, da. La 17-18 ani? Da, da. Și știu cum o cheamă Maria. Cum? Maria? Mm-hmm. Era colegă? Tatăl ei era dirigintele poștei din Nehoiu, parcă, nu mai mi-au aminte de unde, așa. Și când a plecat a fost așa dezastru pentru un tânăr nebun. Mă rog, un lucru vreau să spun. Despre noi artiști sunt 15.000 de milioane de zvonuri. Da. Nu sunt reale, cine știe cum. Maria a fost prima dragoste, dar prima dragoste așa adevărată, când a venit? Când m-am copt. Până când la am ce fost vârstă? Copt. Nu știu, m-am copt cam greu. Da. Am fost o perioadă crud, coptișor, copt. Ați început să cântați pe stadioane? Da. Se deschisese sala palatului? Că știu că ați cântat la lansare, la deschidere. Eram un țâcă, un slăbănog, aveam păr. Ceea ce astăzi nu mai... și când am aflat că voi cânta la inaugurarea spectacol de grad zero, toată elita României pe timpul lui Iorghe Iudeș, că voi nici nu erați programați. Recunoașteți. Da, așa e. Așa? Am cântat, m-a selectat și pe mine să cânt muzică populară Maria Tănase și Benone Sinulescu. Când am aflat că voi cânta alături de Maria Tănase, sincer, să eu tremuram tot. Vă cred. Și acum nu o lua ca laudă, dar mă rog, trebuie să o zic. Și n-aveam voie să bisăm acolo. N-aveați voie? Trebuia să meargă spectacolul șnur. Și am fost singurul care am bisat. Măi, un succes uriaș. Nu s-a putut continua. Uite, nu, sunt martori. Am acolo, deja și acum este, lucrează pe la sala palatului și și-a adus aminte de mine că n-a putut să continue spectacolul. Da. E o performanță. Am fost fericit. De ce să fac parșivul? Dar spuneați că aveați emoții. Pentru mare că emoții. Mare. Cu Maria Tănase. Mare. Cum era Maria Tănase? N-a bisat. N-a bisat? Nu. Numai eu am bisat. Ea nu? Nimeni. Dar cum era? Că ați cunoscut-o. Cum era? Ah. Păi, să spun. Un exemplu. Deci eu înregistram o piesă la Lenuța sub Cerdac. La radio. Și apare ea dincolo de sticlă. Știi cum sunt studiourile la radio? Da. Dincolo de sticlă. Când am văzut, am înlemnit. Și eu trebuia să cânt, să fac înregistrarea respectivă. Fratele meu, nu mai puteam. Nici aer nu mai aveam. Când am văzut, jur, am avut niște emoții. Un trag de la râu. Și mi-a ajutat Dumnezeu că din a doua probă să reușesc să fac înregistrarea. Și a venit la mine și m-a luat de ureche. Ai să faci carieră, măi, țâcă. Dar nu mi-a zis țâcă, mi-a zis altceva, dar nu pot să zic acum. Cum ați întâlnit-o pe Irina Login? Pe Irina Login, cum s-o întâlnesc? Eu eram deja, pot să zic? Da.
ajută-ne, vedetă. Eram deja vedetă la ansamblu Ciocărlia, la marele ansamblu Ciocărlia, și eu ține cont că eu sunt cântărețul care nu am dat concurs. Că trebuia să dai concurs la, la marele ansamblu Ciocărlia, fiind cel mai mare ansamblu din lume, Ciocărlia și, și la ansamblu rusesc Moiseev. Astea două ansambluri de folclor din pe planeta, în pământ, ăștia erau. Cei mai mari. Și nu, și eu n-am dat concurs, nu am dat concurs, pentru că eu dădusem concurs la și pe la Sala Palatului, că atunci am dus. Da. Înțelegi? Și eram cu registrări radio, cu audiții dense și ei mă doreau pe mine. Oricum... Vă curtau? Sigur că da. Că m-au curtat atunci și Barbu Lăutaru și ansamblu Ciocărlia. Și eu, mi-am sunat mai bine ansamblu Ciocărlia. Zic, mai mergem pe străinătate, zic eu de acolo, dar da, ansamblu, da, Barbu Lăutaru, a filarmonicii de stat George Enescu. Și aia îmi place, zic, e în gândul meu, știi? Și acolo mi-ar plăcea. Și am avut noroc să fiu și acolo, cu jumătate de normă și la dincolo pe normă treacă, pe cuvânt de onoare. Deci am avut și noroc. Și noroc să ai. Ea și cu Maria Giovanna au dat concurs și au fost multe concurente de care a reușit ea. Maria Giovanna n-a reușit din prima. Și ea. Și Maria. Amândouă. Amândouă.